găsit la lecția regăsită. Numele meu este Mariana Boinea și sunt profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic Ștefan Podobleja. Astăzi le propun elevilor de clasa a 6-a să descopere împreună cu mine trăsăturile textului descriptiv, a textului descriptiv non-literar și literar. Să începem! Ce vom învăța astăzi? Vom învăța să identificăm elementele descrise în textele suport, să recunoaștem tipul de text descriptiv, literar, non-literar, prezent în textele suport, să identificăm rolul descrierii în textele suport și să identificăm mijloacele artistice prin intermediul cărora se realizează descrierea literară sau non-literară. Ce este textul descriptiv? Textul descriptiv prezintă în mod detaliat un obiect, un loc sau o ființă, evidențiind părțile sale componente și trăsăturile particulare. Textul descriptiv poate fi literar atunci când prezintă impresii și percepții subiective despre un obiect, o ființă, un fenomen al naturii, fiind construit prin folosirea creativă a limbajului, astfel încât prezentarea să fie cât mai sugestivă. Textul descriptiv non-literar descrie în schimb în detaliu un obiect, o ființă, un fenomen al naturii, prezentându-se informații, date concrete și reale privitoare la obiectul descris, pe un ton neutru și un limbaj precis. Să identificăm și noi aceste trăsături, dar nu înainte de a preciza faptul că textul descriptiv literar, în raport cu subiectul pe care îl abordează, poate fi de tip tablou, de exemplu descrierea unui anotimp, sau de tip portret, atunci când enumerăm trăsăturile fizice și sau morale ale unei persoane sau personaj. După modul de alcătuire a textului, textul descriptiv poate fi în versuri sau în proză. În funcție de dinamismul prezentării, descrierea poate fi statică, atunci când se folosesc verbe ce denumesc existențe, deveniri lente, descrieri de stări și peisaje, sau dinamică, atunci când se folosesc frecvent verbe de mișcare, dinamice. Vă propun citirea următorului text. Dimineața, de Vasile Alexandri. Zor de ziua se revarsă peste vestea natură, prevestind un soare dulce cu lumină și căldură. În curând și el apare pe orizontul aurit, sorbind roua dimineții de pe câmpul înverzit. El se înalță de trei suliți pe cereasca mândră scară și cu raze vii sărută, june flori de primăvară. De viței și viorele, brebenei și toporași, ce răzbat prin frunzi uscate și s-arată drăgălași. Ce observăm după prima lectură a acestui text? Ce ni se descrie? Identificăm faptul că, încă din prima strofă, ni se spune că este vorba despre momentul zilei zori, da? Adică dimineața. Și facem legătură în felul acesta cu titlul textului nostru. Zori de dimineață. Ce ni se descrie? Natura. Care sunt elementele specifice prezentate? Soarele dulce, apoi orizontul aurit, câmpul înverzit, în prima strofă. În cea de-a doua strofă avem flori de primăvară identificate prin enumerația de diței și viorele, brebenei și toporași, respectiv se adaugă acestora frunzele uscate. Dacă reușim să decriptăm ce ni se descrie în acest text, vom observa faptul că prima strofă prezintă un tablou celest, adică elementele prezentate fac parte dintr-o perspectivă panoramică, vesela natură, soarele, orizontul, iar cea de-a doua strofă prezintă o imagine focalizată, adică de detaliu, a florilor de primăvară, de diței și viorele, brebenei și toporași. Cum ni se transmit nouă aceste trăsături ale elementelor peisajului? Ni se transmit cu ajutorul structurii nominal, adică substantiv plus adjectiv. Observăm, vesela natură, soare dulce, orizontul aurit, câmpul înverzit, frunze uscate.
Vom observa totodată că acest grup nominal, substantiv plus adjectiv, se transformă în substantiv plus epitet, da? Adică funcție stilistică. Adjectivul are rol stilistic. Haideți împreună să încercăm să realizăm o schemă prin care să decriptăm trăsăturile, să descoperim trăsăturile descrierii de tip tablou, a textului descriptiv de tip tablou. Așadar, textul descriptiv tablou sau peisaj se identifică atât artistic, la nivelul limbajului artistic, dar și la nivel gramatical. La nivel gramatical, pentru a realiza o imagine cât mai cuprinzătoare, am identificat grupul nominal, substantiv plus adjectiv, soare, dulce, veste, la natură, prezentul etern, sere, varsă, apare, precum și coordonatele descrierii, adică indicii spațio-temporal, câmpul înverzit, primăvara. Perspectiva descrierii este de la planul îndepărtat, am văzut prima strofă, la planul apropiat în cea de-a doua strofă. Figurile de stil sunt identificate, sunt cu precădere epitetul și enumerația. Epitetul soare dulce, sarată drăgălaș, epitet al verbului, enumerația dediței și viorele, brebenei și toporaș, personificarea vesela natură, care este totodată și un epitet așezat în inversiune. Am reușit în felul acesta să identificăm trăsăturile esențiale ale textului descriptiv de tip tablou. În continuare, vă propun un text pe baza căruia vom analiza descrierea de tip portret, adică textul descriptiv de tip portret. Era un om înalt, bine legat, cu mustăcioara neagră pe care și-o tundea întotdeauna scurt, iar mai târziu era un om bine făcut, puțin chel în vârful capului, cu ochi foarte blajini. Când zâmbea, se arătau sub mustața tunsă scurt niște dinți lungi, cu strunga mare la mijloc. Când ne învăța cum să spunem poeziile eroice, vorbea tare și înălța în sus brațul drept. Când cântam în cor, lovea diapazonul de colțul catedrei și îl ducea repede la urechea dreaptă. Și, încruntând puțin sprâncenele, dădea ușor tonul. La... Iar băieții răspundeau într-un murmur subțire și așteptau cu ochii ațintiți la mâna lui, care dintr-o dată se înălța. Atunci îi zbucneau glasurile tinere, într-o revărsare caldă. Când trebuia, câteodată, sâmbăta după amiază să ne cetească din poveștile lui Creangă, ne privea mai întâi blând, cu un zâmbet liniștit, ținând cartea la piept în dreptul inimii. Și în bănci se făcea o tăcere adâncă ca într-o biserică. Și ne-o dea această învățătură nu pentru că trebuia și pentru că îi se plătea, dar pentru că avea un prisos de bunătate în el și pentru că în acest suflet era ceva din credința și curățenia unui apostol. Fragmentul face parte din Domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu. Să vedem împreună cum putem identifica trăsăturile acestui tip de text descriptiv. Am spus că dacă avem descrierea unei persoane, textul va fi un text descriptiv de tip portret. Să facem împreună scheletul de recenzie. Ce înseamnă schelet de recenzie? Înseamnă prezentare succintă a trăsăturilor. Da? Recenzia înseamnă o prezentare a unei opere literare sau științifice cu comentarii și aprecieri critice. Împreună vom rezolva următorul exercițiu. Al cui portret este dezvăluit în fragment? Am identificat cu toții, este vorba de numele personajului domnul Trandafir, ocupația sa fiind aceea de dascăl. Expune într-un enunț un gând esențial din text. Ce gând va veni în momentul lecturii textului? Acela că acest profesor, modul în care este el descris, devine practic un exemplu de cadru didactic. Ce ai dori să-i transmiți domnului Trandafir? Ei, sunt convinsă că fiecare dintre voi are un gând pentru acest profesor. Prin ce simbol ai reprezenta acest personaj și de ce? E clar că putem face o asociere între simbolul personajului și numele său, Trandafirul. De exemplu,
Trandafirul simbolizează îmbujorarea pajiștii. Este considerat floarea florilor, gloria plantelor, ceea ce reprezintă unicitatea, puritatea și iubirea dascălului trandafir pentru elevii săi. Ce precizează o culoare pe care o asociez personajului? Cred că cea mai potrivită, și vă las și pe voi să vă gândiți la asta, ar fi culoarea roșie. Pentru patosul și pentru dorința pe care o are acest dascăl de a transmite mai departe învățătura. Expune cel mai important gând, idee sau mesaj învățat din acest text. Ce învățăm din comportamentul personajului? Învățăm că, întotdeauna, fiecare cadru didactic își dă toată silința pentru a vă transmite mai departe informațiile, învățătura. Felul în care soluționează problema, personajul, felul în care se confruntă cu această problemă, ne duc pe noi cu gândul la identificarea trăsăturilor de caracter. Faptul că prin expresiile privea mai blând, cu un zâmbet liniștit, ținea cartea la piept în dreptul inimii, dovedește dragostea pentru poveștile lui Creangă, nu transmitea învățătură pentru el și pentru că trebuia, ci pentru că considera că aceasta este menirea lui. În acest suflet era credința și curățenia unui apostol. Toate aceste trăsături ne duc cu gândul la conturarea unui portret moral al personajului. Observați că le-am identificat ca fiind trăsături morale. Iar tot ce ține de aspectul fizic, vom identifica ca fiind trăsăturile fizice. Era un om înalt, cu mustăcioara neagră pe care și-o tundea scurt, bine făcut, puțin chel, sub mustață putem observa dinți lungi cu strungă mare la mijloc. Puteți observa și voi în imagine portretul domnului Trandafir. Ce reținem, dragii mei, din acest text și din analiza lui? Reținem că portretul este un tip de descriere în care sunt înfățișate trăsături fizice și morale ale unei persoane în scopul individualizării. Portretul este imaginea unei persoane ori a unui personaj literar și poate să aparțină sau nu unei opere literare. Însă, în ambele situații, portretul, așa cum am identificat și noi, include și aspect fizic și statut social, precum și însușiri morale caracteristice. Totodată, portretul se referă și la obiceiurile persoanei sau personajului descris și în felul acesta conturăm personalitatea. Ce am învățat din textele analizate? Am învățat, în primul rând, că textul literar subiectiv, literar, este caracterizat de sugestivitate pe care o redăm în textul literar prin prezența figurilor de stil și a imaginilor artistice. Într-un text descriptiv literar de tip peisaj, este importantă perspectiva panoramică sau focalizată. Ambele texte, atât cel descriptiv de tip peisaj, cât și cel de tip portret, se bazează din perspectivă gramaticală pe grupul nominal, substantiv plus adjectiv. Verbul este la prezent sau la imperfect, fiind un timp durativ. Ceea ce caracterizează textul descriptiv literar, subiectiv, este însă implicarea afectivă. De exemplu, în textul de tip în versuri de tip peisaj putem identifica o atmosferă, iar fiind în versuri, eul liric este contemplativ, adică admiră natura. Identificăm dragostea pentru natură. Să reținem așadar că textul descriptiv înfățișează cât mai pictural caracteristicile unei ființe sau ale unui aspect al naturii, are la bază structurile morfologice de tip substantiv plus adjectiv sau verb plus adverb și folosește figurile de stil și imaginile artistice. În continuare, să analizăm un text descriptiv non-literar. Vă propun, pentru a păstra tema primăvara, din textul descriptiv literar al lui Alexandri, vă propun textul descriptiv non-literar, cocorul. Cocorul este o specie caracteristică zonelor umede cu adâncime mică, 20-40 de centimetri,
ce include mlaștini, pajiști umede, păduri inundabile, râuri și locuri puțin adânci. Lungimea corpului este de 96-119 cm și are o greutate de 5100-6100 de grame pentru mascul și 4500-5900 de grame pentru femeie. Anvergura aripilor este cuprinsă între 1180 și 222 de centimetri. Adulții au o înfățișare similară și ajung la penajul de adult în 4-6 ani. Are picioarele și gâtul lungi, iar penajul este gri. Se hrănește cu rădăcini, rizomi, fructe, frunze, semințe, insecte, viermi, mamifere mici, ouă și pui de pasăre, broaște. Ce observăm? În această parte a textului, a descrierii cocorului, descrierea se face din perspectivă non-literară. De ce? Pentru că de data asta nu ni se mai transmit emoțiile, nu ni se mai transmit gândurile, ci pur și simplu avem o transmitere de informație. Observăm că verbul este la prezent, este o specie, au înfățișare, o serie de cuvinte care neologice sau care aparțin unui câmp semantic specific, textului penajul, rizomi, mamifere, iar mai departe în capitolul localizare și comportament vom vedea, este monogamă și teritorială, trăiește într-o mobilă de vegetație. Observăm totodată și utilizarea cifrelor 20-40 de centimetri, 96-119, tocmai pentru că textul descriptiv non-literar transmite date exacte care pot fi verificabile. Să reflectăm așadar. Cu ce scop ni se adresează textul? Am identificat în analiza noastră anterioară că scopul textului non-literar este clar acela de a ne transmite informații. Cum este emițătorul? Implicat emoțional sau detașat? Este clar că nu avem o implicare emoțională, ci dimpotrivă. Emițătorul textului, adică cel care transmite textul, este detașat. Ne prezintă informațiile obiectiv, la persoana a treia. Cu ce sens apar cuvintele în text? Cu un sens propriu sau cu sens figurat? Răspunsul este clar că aceste cuvinte din text au sens propriu, da? Cuvintele apar cu primul sens din dicționar. Ce funcție are textul? Artistică sau orientată spre realitate? Textul descriptiv non-literar e clar că este orientat spre realitatea concretă imediat. Să analizăm așadar textul descriptiv non-literar și să vedem și noi care sunt concluziile noastre de astăzi. Textul descriptiv științific sau obiectiv este acel text care ne prezintă clar informații. Informațiile precise sunt redate din perspectivă gramaticală prin prezența grupului nominal, substantiv plus adjectiv, a termenilor specializați și a neologismelor. Am identificat verbul la prezent, verbul static, precum și stilul concis, caracterizat prin neologisme. Ce reținem? Să reținem așadar că descrierea științifică este modul de expunere care înfățișează cât mai precis caracteristicile unei ființe, ale unui obiect sau ale unui aspect din natură. Are la bază structuri morfologice de tip substantiv plus adjectiv, verb plus adverb și folosește un limbaj denotativ, termeni specializați și neologisme. Acum, la final, o să vă întreb, ce am învățat azi? Am învățat că textul descriptiv literar trezește sentimente, atitudini în sufletul cititorului, sensibilizează așadar, folosește un limbaj figurat, procedee și imagini artistice, folosește cuvinte din masa vocabularului din diverse secțiuni, arhaisme, regionalisme, neologisme. Am mai învățat că textul descriptiv non-literar informează, nu trezește sentimente, ci informează. Folosește un limbaj obișnuit, fără procedee artistice. Utilizează cuvinte din vocabularul fundamental și sau neologisme. În continuare, vă propun să exersăm ceea ce am învățat azi.
Pentru a vă dovedi creativitatea, dragii mei, originalitatea și pentru a pune în practică ce am învățat azi, vă invit să dați frâu liber imaginației și simțurilor și să creați și voi un text descriptiv literar de 15-20 de rânduri în care să surprindeți anotimpul primăvară. Nu uitați să prezentați elementele peisajului ales, să menționați detalii ale elementelor prezentate, să înregistrați impresiile lăsate de peisajul ales la nivelul tuturor simțurilor, văz, auz, miros, tipărit, să folosiți un limbaj expresiv utilizând cât mai multe figuri de stil, să respectați structura unei compuneri, adică structura tripartită, introducere, cuprins și încheiere, și să respectați normele de ortografie și de punctuație, dar și aranjarea în pagină. Pentru mai multă inspirație, vă invit să priviți următoarele tablouri. Aștept un mesaj de la voi la voinea.mariana@liceulstefanodobleja.ro să-mi scrieți ce ai fi schimbat în predarea acestei lecții, ce ți-a plăcut la lecția de azi, ce nu ți-a plăcut și eventual să dai o notă acestei lecții. Până data viitoare, vă spun la revedere!